Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, iată-l împreună în studioul Capital TV, televiziune pe bune, evident, pentru dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi în cadrul Fotoliului cu Ghimpi ca și promovare electorală este domnul Dacian Ciodaru, candidat pro-România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Tema Ciodaru președinte la CJ. Serios? Serios, e pe bune, ca și televiziune. Ia uzi, de ce e chiar atât de pe bună? Adică dumneavoastră îmi spuneți mie că vine pro-România Hunedoara cu Dacian Ciodaru, care din câte știu n-a mai candidat niciodată pe niciunde, care, iată, acum îmi spune serios, e pe bune, față de coloșii PSD, PNL, nu sunteți candidat de umplutură? Sunt un candidat de umplutură din partea locuitorului județului Hunedoara. În sensul că Ciodaru, așa cum spuneam, este un tânăr din județul Hunedoara. Din județul vă și spun și de ce, ca să vă dau răspunsul cu coloșii PSD. Este un tânăr care are avantajul să nu fi făcut politică atât de mult încât să erodeze și să dea rateuri, așa cum au dat ceilalți. Bun. Acum se practică modul ăsta cu trebuie să avem toți candidați. Adică toate partidele să aibă candidat și acolo, și acolo. Dacă se poate să candideze și la funcția de șef bucătarii, ar fi ok. Dumneavoastră, cum e? Candidați doar de dragul de a candida sau candidați pentru că vă doriți cu adevărat să fiți președintele Consiliului Județean Hunedoara? Îmi doresc cu adevărat să fiu președintele Consiliului Județean Hunedoara și sunt sigur că voi reuși. De ce vă spun că voi reuși? Prin periplul meu, prin plimbările care le-am făcut în județul Hunedoara și acum vin din campanie, am observat dorința aceasta de schimbare. De coloșii, cum le spuneați, coloșii PSD sau PNL sau alte partide. Păi, și rugăminte... partidele consacrate. Partidele consacrate și rugămintea pe care am eu, n-aș vrea să le facem publicitate altor partide și să vorbim astăzi numai de pro-România, așa. Celelalte partide, în contextul acesta... Cum, n-aveți de gând să dați nicio pălmuță peste botic, așa nimănă? Ba da, vreau să mediatizez pro-România și pe Dacian Ciodaru. Și așa se dau pălmuțele, din punctul meu de vedere. Pentru că la alegerile președintelui Consiliului Județean este foarte important să fie cunoscut omul. Cine candidează pentru funcția de președinte de Consiliul Județean? Omul Dacian Ciodaru. Păi și cine candidează? Cine sunteți dumneavoastră? Păi, Dacian Ciodaru este invitatul dumneavoastră în emisiune astăzi, are 38 de ani, este tată, sărumâna, mulțumesc asemenea, este tată și soț. Câți copii aveți? Unul de un an și jumătate. Doamne ajută, sărumâna, mulțumesc și din păcate, din această perioadă de campanie, reușesc să îl văd dimineața și seara când ajung când doarme și dimineața stezește înaintea mea și tati, dar îmi petrec timpul cu el atât cât pot din acest punct de vedere. Okay. Dacian Ciodaru, cum spuneam, are 38 de ani, este un tânăr care candidează pentru prima dată la funcția de președinte de Consiliul Județean. Am avut onoarea să fiu consilier județean pentru 2 ani de zile. Am fost ales pe liste, pe listele altui partid de la momentul respectiv, dar vreau să menționez faptul că am fost pe locul 20. De pe locul 20, în contextul în care eram președinte al organizației de tineret al acelui partid. Până la mine, toți președinții de tineret aveau un loc în față, pentru că se considera și pe bună dreptate munceau în interiorul partidului, munceau politic și administrativ. La mine a fost locul 20, l-am acceptat. Păi de ce a fost 20? Păi așa a fost negocierea la momentul respectiv, eu fiind mai tânăr și n-am avut interesul de a fi neapărat consilier județean și mi-am dorit... Dacă erați mai tânăr, erați mai prost sau ce? Păi faptul că am fost mai tânăr și cum spunea astăzi, poate mai prost, a dat dovadă și poate, și, da, și poate că a fost lucrul ăsta, a dat dovadă că Pro-România este un partid care dă o șansă tinerilor. De asta sunt la Pro-România. Când am luat decizia de a pleca din alt partid, din partidul respectiv, am stat și m-am uitat așa. Dacă te asociezi cu 5 oameni care sunt inteligenți, devii inteligent. Dacă te asociezi cu 5 oameni care sunt deștepți, devii deștept. E mai bine să te duci unde sunt oamenii deștepți și inteligenți. Nu am vrut să spun și ultima parte. De ce spun asta? Venind către dumneavoastră la emisiune, mă uitam pe o rețea de socializare să nu fac reclamă la... Nu uitați pe Facebook, că e singur. Eu am zis să nu mă trimiteți la caserie, de aia. Mă gândeam să nu mă duc la caserie. Astăzi tot... nu, suntem... Am scăpat, sărumâna, mulțumesc. Doar astăzi, nu? Doar am înțeles. Uitându-mă pe Facebook, am văzut acest lucru. Și m-am regăsit foarte mult. N-am vrut să rămân acolo pentru că nu m-am mai regăsit și îmi doream să fac cu tot o altă politică. O politică în care administrația se primeze.
Sunt sigur că acum o să spuneți cum să primeze administrația, că atâta timp administrația nu a primat, a primat numai politica. Nu, Ciodaru vrea să facă administrație pe bune. Ciodaru de aia se duce la Consiliul Județean. Și când merge acolo, nu merge singur. Ciodaru are în spatele lui o echipă de profesioniști, o echipă pe care nu o expune politic. De ce spun acest lucru? Pentru că se practică în zilele noastre și în anul 2020 se practică, în contextul în care, atunci când un profesionist, un om care are expertiză și experiență în domeniu, dacă vrea să facă ceva, să performeze, este obligat să intre într-un partid politic. Noi, pro-România, am spus așa, nu avem nevoie, ne bucurăm să vină alături de noi, dar dacă consideră că nu vrea să facă pasul în politică și dorește să ne ajute, să ne sprijine prin idei, prin sfaturi, prin dialog, să fie alături de noi ca să creionem o echipă performantă, am acceptat acest lucru pentru că asta se cere în momentul de față. Și noi nu o să, repet, nu o să cerem niciodată celor care sunt buni pe meserii și pe domenii să aibă obligatoriu carnetul de partid ca să fie în anumite funcții. Noi avem nevoie de specialiști, nu de politruci. Pentru că Ciodaru devine președintele Consiliului Județean. După ce pleacă Ciodaru de acolo și nu o să mai fie președintele Consiliului Județean, o să vină un alt președinte ales și o să-l dea afară pe omul acela, chiar dacă e bun pe meserie. Și sunt sigur că recunoașteți clișeul acesta. Când vine să... că-l recunosc. Tocmai de asta nu vreau... că-l recunosc, dar sunt și cam sătul de el. Păi, este normal să fie. Asta sunt și eu sătul și tocmai de asta nu vreau să expun oamenii care sunt alături de noi. Oameni care sunt specialiști, repet, și sunt din rândul nostru. Este foarte important. Ciodaru nu-și va aduce neamurile, prietenii, acoliții. Dacă am prieteni, să știți că o să fac cu mine un grătar la mine acasă sau la ei acasă. Nu în administrație. Dacă este bun, în schimb, acela care este apropiat și dă examen pe post, foarte bine și este normal, nu poți să îngrijești drepturile nimănui. Tocmai de asta vreau să clarificăm de la început. Ciodaru, candidând pentru prima dată la funcția de președinte al Consiliului Județean și nefiind erodat atât de mult în clasa politică județeană, n-a apucat să ia metehnele acelea otrăvite de a fi doar pentru el. Și ba mai mult, modul de cum am încărcat cu energie de la fiecare locuitor al județului Hunedoara și probabil ați observat și dumneavoastră, am privit cu atenție emisiunile pe care le-ați moderat până acum și am observat că locuitorii, eu, dumneavoastră, ne-am transformat în campanie electorală în electorat. Ne-am depersonalizat. Eu nu. Tocmai asta. Eu nu accept ideea să fiu electoratul cuiva. Eu sunt același locuitor al județului Hunedoara care îmi doresc să girez pe cineva într-o funcție administrativă să fac administrație. Și dacă mă întrebați, da, eu Ciodaru, votez Ciodaru. Dar sunt întrebați și alți candidați. Ei se votează pe ei? Păi eu cred că da. Dar nu știu dacă la... interesant, îmi pun întrebări invitatul. Dar nu știu dacă la nivelul la, adică la nivelul de percepție pe care dumneavoastră o spuneți acum. Normal că ei se votează pe ei, că e un vot în plus, adică ce chestie. Au fost cazuri când familia n-a votat candidatul. Adică ce, nevasta nu și-a votat bărbatul? Nu a spus nevasta sau copilul. Eu am spus, au fost cazuri și... siguranță din experiența pe care o aveți de ani de zile, cel puțin eu știu experiența noastră pe care o aveți de, nu da, de ani, de zeci de ani. Stați un pic, că nu e ani de zile, sunt zeci de ani. Ceva de ani. Da? Și știți cazuri care s-a pomenit candidatul că n-avea voturile când și-a făcut, da. Și-a dus, și-a zis familia. Nu băteau cu calculele de acasă. Tocmai de asta, eu cred că anul 2020, în politica hunedoreană, este anul în care se cere un suflu nou. Cine poate asigura acest suflu nou? Din punctul meu de vedere, răspunsul este un partid nou. Care este acel partid nou care merge pe drumurile lui în aceste alegeri? Nu s-a aliat cu nimeni pentru niște frimituri din acest punct de vedere. Partidul acela nou este pro-România și... Stai să ne înțelegem și în chestiunea asta. Nu s-a aliat cu nimeni. Nu s-a aliat cu nimeni că n-a fost primit la masă sau că n-a vrut să se așeze la masă? Păi noi am stat la masă, de exemplu eu și ieri am stat la masă cu locuitorii satelor din județul Hunedoara, nu departe de Deva, și am stat la masă cu ei și s-au bucurat că suntem singuri pe drumul nostru. Pro-România, încă de înainte de a începe această campanie și pre-campanie electorală, am spus că nu vom face alianță cu nimeni înainte de alegeri. Și vă și spun și de ce. Este normal să venim cu proiecte noi, cu idei noi, cu un suflu nou, cu dorința de a face bine, că e foarte important să faci bine și în programul de guvernare al județului, dar și când să-l pui în practică, în contextul în care să ne măsurăm unde suntem noi pe spectru, în spectrul politicii județului Hunedoara. Apoi putem discuta și mi se pare normal să existe alianțe din acest punct de vedere pentru a se forma o majoritate în Consiliul Județean, dar numai după ce locuitorii județului Hunedoara vor ieși la vot și vor vota.
Așa am văzut-o noi și o vedem, așa mi se pare politica. Ne-am asumat că mergem pe un drum. Păi până să ajungi la destinație, nu e cam greu să mai ai 5-6 în aceeași mașină cu tine? Tocmai de asta ne-am zis că mergem singuri, pentru că în fiecare localitate unde avem candidați, atât la primar, la consilier local, cât și la consiliul județean și lista de consilieri județeni, avem oameni cu personalitate, oameni cu integritate, oameni care sunt experți pe domeniile lor de activitate din care provin. Am zis că facem o altfel de administrație, o altfel de politică. Asta este. Și repet, poate obsesiv. Dar nu v-ați săturat de 30 de ani, și nu dumneavoastră, ci locuitorul județului Hunedoara, repet excesiv lucrul ăsta. De 30 de ani sunt aceleași partide cu același rezultat. Copiii au plecat. Eu nu vreau ca fiul meu sau fiul dumneavoastră sau să mai plece din județul acesta. Eu îmi doresc ca județul Hunedoara să fie primitor cu toți tinerii și nu neapărat tinerii, ci cu toate categoriile de vârstă, să rămână aici, să le creăm condițiile necesare ca să aibă un trai decent, să aibă un salariu bine plătit. Nu un salariu. Nu ne mai mulțumim când cineva spune stau la poarta mea încă 10 care trebuie să-i angajez. Păi în momentul de față știți că nu avem de unde să-i luăm pe ea 10? Să vină să-i angajăm? Vreau ca județul Hunedoara să redină ce a fost și ba mai mult, vreau ca județul Hunedoara toate generațiile, o să stau imediat, toate generațiile să-și pună amprenta pentru ceea ce au învățat și ce au făcut o viață întreagă. Domnule Cedar, vreau ca județul Hunedoara să redevină ce a fost. Păi județul Hunedoara a fost un județ puternic industrializat. Că e discutabilă interpretarea propoziției. Da. Adică să redevină ce a fost din ce punct de vedere? Că dacă vreți să-l faceți industrial, ăsta e mai greu. Dacă vreți să-l faceți să aibă, nu știu, o anumită natalitate sau un anumit număr de populație, asta e cu totul și totul altceva. Și atunci vă întreb lucrul ăsta pentru ca lucrurile să fie clare pentru oameni. Știți cum e? Hai să zicem că ajungeți președinte de Consiliul Județean. Vă doresc succes. Să rămână, mulțumesc. Dar vine ăla și zice, băi, Ciodaru, eu te-am văzut la televizor. Și ai zis că vrei să ajungă județul Hunedoara, ce a fost? Păi județul Hunedoara avea mine deschise, avea combina la Călan, avea combina la Simeria, avea fabrică de bere la Hațeg, avea abator, avea. Deci ce vreți să redevină? Ca să înțeleg și eu. Din punct de vedere... Că și eu votez în Hunedoara. Din punct de... Sper ca după această emisiune și dacă vom mai avea emisiune împreună, să reușesc prin intermediul dumneavoastră și al televiziunii, să convinc cât mai multă lume că Pro-România este partidul de tineri, partidul care vrea să redea Hunedoara copiilor noștri. Prin Hunedoara să redevine din punct de vedere economic să fie o stabilitate și doi, să creștem natalitatea exact cum spuneți dumneavoastră, ca și copiii noștri să rămână aici. Și ba mai mult, primul pas este să încercăm să oprim exodul de capacități care ne pleacă din județ, pentru că avem copii foarte bine pregătiți, avem persoane de vârsta a doua și de vârsta a treia foarte bine pregătite, care pleacă după copii care au plecat în străinătate sau în alte județe, limitrofe județului Hunedoara. Pro-România, repet, din punct de vedere economic al județului, dorește să crească nivelul de trai, iar din punct de vedere al natalității populației, dorește să crească acest nivel. Cum? Prin măsură. Păi, dar asta vreau să... Ce să faceți? O să mergeți cu polenizarea? Ce? Cum creștem natalitatea? Păi, dacă continuă administrarea... Glumesc acum, păi nu, dar vă spun de la și polenizarea. Dacă continuă administrarea din acest punct de vedere, nici vânt nu o să mai avem ca să mai fie polenizare. S-ar putea să mergem cu umbrela de nisip, nici de cum de polenizare. Ok, și atunci cum creștem natalitatea? Și atunci, eu cred că în județul Hunedoara este nevoie de politici corecte, coerente, predictibile, prin care orice locuitor al județului, alături de mine, de dumneavoastră, să se regăsească în județ. Un exemplu clar. Tinerii pleacă la facultate. Eu provin și sunt format de către Universitatea din Petroșani, din acest punct de vedere. Pleacă la facultate, iar apoi nu se mai întorc. Este o durere când părintele rămâne acasă, iar tânărul mai merge. Durerea și mai mare este atunci când tânărul, după ce muncește și reușește să se întemeieze o familie acolo, durerea mare vine când părintele este obligat să meargă după copil și să plece din acest județ. Siguranță, din câte știu eu, și fiul dumneavoastră are o vârstă apropiată de a merge la facultate. Și veți trăi prin asta. Eu sper ca, dacă Ciudaru și va reuși să devină președintele Consiliului Județean, să reușească să implementeze niște politici coerente, predictibile. Noi, în momentul de față, în județul Hunedoara, ați observat că se face politica punctuală.
dacă merge bine astăzi, mai contează ce e mâine. Noi trebuie să dăm o coerență din acest punct de vedere. Cine poate da o coerență în politică dacă nu o echipă pregătită cu specialiști? Eu cred că această echipă... În primul rând, o coerență în politică o dau niște oameni coerenți, da, mă rog. Corect, 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 niște oameni coerenți. Și repet, de 30 de ani. Poate descifrați dumneavoastră codul lui Da Vinci, care a fost această coerență în politică din județul Hunedoara. Eu n-am reușit. Eu, unul, nu am reușit să descifrez care este coerența politicii constructive, nu destructive. Și aici este rolul unei noi generații, care nu a luat metehnele politicii făcute de 30 de ani. Iar eu sunt unul dintre aceia care nu am avut... Eu apreciez că până acum, în dialogul cu dumneavoastră, n-ați venit să-mi spuneți, uite, de 30 de ani ne-a fost cu tare... cu numele și a făcut prostiile alea și a fost cu tare și a făcut alea. Deci chiar apreciez chestia asta. Sincer, nu prea ce mai contează ce a făcut ăla cu 12 ani. Deși contează dacă stau bine să mă gândesc. Apreciez lucrul ăsta că dumneavoastră priviți un pic în viitor, privește înainte, cum era, privește înainte cu mânie sau în urmă cu mânie, ceva de genul. La noastră nu văd că nu-i cu mânie, e cu optimism și vreau să vă întreb de unde tot optimismul ăsta, mai ales în ziua de asta. Păi, poate aveam acest optimism, dar cel mai mult optimism îl am de când a apărut fiul meu în viața mea. Dacă până atunci mă zbăteam și îmi doream ca atât eu și membrii familiei mele să găsim o soluție de un echilibru ca să nu plecăm de aici, am observat că s-ar putea fiul meu să nu mai aibă cu cine să joace când va avea 5, 6, 7, 10, 15 ani. Datorită exodului masiv de populație din județul Hunedoara. Eu repet... Da, păi, de exemplu, sunt sate în județul Hunedoara, unde la ora 21 pe stradă dai cu pușca, nu mai e nimeni. Dacă mai scădem 4 ore, vă cred. Toată lumea... Nu, sunt și la 21, dar probabil că sunt și la ora 17 de dai cu pușca și nu mai e nimeni pe stradă. Eu vă spun chiar ieri când am fost în campanie... La fel cum sunt și sate în care mai sunt copii, dar puține la număr. Și atunci, al cui este rolul, și este o întrebare retorică, al cui este rolul să facă toate demersurile necesare, administrative și politice? Pentru că a guverna avem nevoie, din acest punct de vedere, în politică. Al cui este rolul să facem toate demersurile necesare ca să existe o stabilitate, ca populația să nu mai plece din județ? Este rolul administrației și al politicului. Păi dacă nu noi, nu suntem modele din acest punct de vedere, de ce să cerem la ceilalți? Da, doamne, dumneavoastră, ai dreptate în principiu. Uite, prima oară când spuneai în principiu cu ce spui. Da, dumneavoastră, vrei să fii președintele Consiliului Județean. Că tot îmi spui că, uite ce au făcut, ce s-a făcut, da. S-a greșit de 30 de ani. Dar ce te diferențiază pe dumneavoastră de ceilalți? Păi, haideți ca să încep... Bun, afară de voce, talent, bărbuță... Dacă sunt singurul candidat cu barbă, că nu, n-am mai văzut niciun candidat cu barbă până acum. Repet, da, repet. Candidez pentru prima dată. Indiferent rezultatul acestor alegeri, primul angajament pe care pot să îl iau față de dumneavoastră și de toți telespectatorii și pe această cale îi salut, este că, indiferent rezultatul alegerilor, Ciodaru, dacă va fi președinte, vicepreședinte sau consilier județean, indiferent, nu-și va da demisia din Consiliul Județean dacă nu atinge să fie președinte sau vicepreședinte sau altă funcție. Va rămâne în Consiliul Județean să se lupte cu ceilalți consilieri județeni care nu agrează propunerile de reformare a clasei administrative din județul Hunedoara. De ce spun acest lucru? Mi-am luat angajamentul în fața fiecărui locuitor pe unde am mers și am spus: eu sunt Ciodaru, am 38 de ani și să vă spun ca și o paranteză, am mers în campanie electorală, în pre-campanie, am vrut să cunosc foarte bine județul. Îl știam din anii precedenți când am făcut campanie și am mers. Și am vrut să-l iau fiecare sat în parte. De asta v-am spus că la o oră mai mică decât ora 21 nu mai este nimeni pe stradă. Și mergeam și mă întâlneam cu oamenii pe stradă și mă întrebam, nu mă recunoșteau, n-aveau de unde, dar cine sunteți? Și eu întrebam, care sunt condițiile de viață? Într-o parte sunt bune, într-o parte rele. Dar zice, candidez la primar? Zic, nu. Dar la ce candidez? La președintele Consiliului Județean. Păi și vine la noi, trebuia să vină la noi președintele Consiliului Județean? Întrebarea asta și zic, dar n-ați mai văzut un candidat la președintele Consiliului Județean? Zice, nu, noi am mers cum ne spunea primarul. Aici vreau să rup pisica aici în două. Aveți o problemă și știi, vă spun și de ce. Că unde ați fost dumneavoastră prin satele astea unde... Hunedorene, da. Unde la ora 17 nu mai e nimeni pe stradă, că sunt niște sate mai retrase din niște comune mai retrase. Și acum dumneavoastră îmi spuneți o chestie care din punctul meu de vedere e foarte tristă.
Adică este acea concepție a electoratului din România pe care se pare că o întâlnim peste tot în țară, că primarul dă tonul votului. Și anume, dacă primarul e de la, uite, încerc să zic... Partidul X. Partidul X, da? De la partidul X, atunci și voturile pentru Consiliul Județean se duc tot la partidul X, că așa face el campanie și omul se duce și votează partidul X, deși habar n-are ce cine e, este acolo, ce se mănâncă și toate chestiile astea. Ce facem? Păi vă spune ce facem. Ce am făcut și eu până acum. Am luat la picior toate satele, orașele și municipiile și am explicat că în anul 2020, pentru a avea o administrație corectă, este să dăm votul cuiva care merită, pe care îl cunoaștem, pe care îl vedem palpabil. De multe ori vedem candidații doar pe afișe. Și ați văzut acele afișe prin care apare o poză cu cineva cu un cap mare sau mai mic, care spune eu sunt cel mai bun. Dar ați văzut în acele afișe, vreodată, un candidat. Da, râd pentru că mă ducea cu gândul la altceva. Da, eu sunt cel mai bun. Eu aranjez fasolea cel mai bine. Da, și ați văzut vreodată un afiș de campanie, sau nu de campanie, care arată o echipă? Nu. Ați văzut doar cu exponentul? Mai erau, dar nu vine niciunul în minte. Tocmai de asta. Da. Și, mergând mai departe, mesajele pe care le transmit în campanie electorale, sau înainte, sau după, ne vor guverna 4 ani de zile de acum încolo în județ. Mesajele partidelor electorale. Păi, e foarte simplu să iei un mesaj de la nivel național să transpui la nivel local sau județean. Câți dintre competitorii electorali, politici, în această campanie, au un mesaj pentru locuitorii județului Hunedoara. Mesaj care se poate aplica. Nu vorbesc de nimeni. Vă rog... Apropo de mesaje, nu mă pot abține. Mă scuzați, n-are nicio legătură cu dumneavoastră. Deci am văzut un mesaj cu restart, nu știu ce. Păi mie mi s-a restartat în regia tehnică azi de vreo 3 ani calculatorul principal și am pierdut aproape tot ce lucrase la un moment dat. Nu. Deci asta cu restartul am constatat că nu e, s-ar putea să nu fie un mesaj tocmai bun. Mesajul nostru este, și repet... Care e mesajul nostru? Redăm Hunedoara copiilor noștri. Este un mesaj pe care, înainte să stabilim un mesaj care să ne definească campania, erau mai multe modele, de la diferite persoane, diferite din echipa care vă povesteam, de profesioniști care sunt. Vă fac această mărturisire pentru prima dată. N-am mai făcut-o până acum niciodată. Uimiți-mă. Știți cum mi-a venit mesajul? Nu e duhovnicească, nu? Nu este duhovnicească, dar mă uit. Ce scrie pe tricotul ăsta? Leopard scrie. Am înțeles. Înăuntru este leopardul. Am înțeles. Dar și gardul e vopsit, observ. Nu, neapărat, dar pot să fac și... Vă rog. Mesajul acesta a revenit stând acasă, cu fiul meu pe pătură, stăteam efectiv pe gazon și ne jucam. Și primeam pe telefon diversele propuneri de mesaj. Am rugat pe toți să nu ne uităm la nimeni ce mesaje dau, noi să avem un mesaj propriu. Fiecare trimitea cum simțea. Și dau diverse metode. Uitându-mă peste toate, mesajele nu mă regăseam. Nu credeam că pot să le duc mai departe sau să le fac, pentru că trebuia să se regăsească atât eu cât și marea majoritate a populației să se regăsească mesajul pe care transmitem. În secunda aceea, fiul meu, eu stând pe telefon, a început să plângă. Vrea telefonul. Și m-am gândit în momentul ăla, de fapt, de ce plânge fiul meu? Ce are el nevoie? Zic, un telefon. Este clar că trebuie să mă raportez la ei și la viitorul lor. Așa a apărut mesajul cu redăm Hunedoara copiilor noștri. Este un mesaj pe care l-am simțit, îl simt și pentru asta mă zbat. Repet, dacă nu o să ies președinte, nu voi pleca din Consiliul Județean, iar dacă ești președinte, nu voi pleca din Consiliul Județean. Bun. Și ce să facă copiii cu Hunedoara? Ce să fac copiii cu Hunedoara? Că la ora asta nu prea au ce face cu ea. Păi aici intervine rolul nostru. De asta și mesajul se adresează generației viitoare, nu nouă în prima fază. Noi trebuie să punem, cum se termină acela, osul la treabă, generația care suntem acum, să creăm un viitor copiilor noștri. Deci prefera să pun mușchiul, nu osul. Dacă pun osul, s-ar putea să doară. Dar mă rog, aici e o chestie. Păi vă doare și pe dumneavoastră și pe ceilalți. Da. Și tocmai de asta trebuie să punem mușchiul sau osul, sau mușchiul cu osul la treabă, așa, prin care să reconstruim o Hunedoară în care se face o administrație corectă și coerentă. Repet acest lucru obsesiv. De ce? M-am săturat. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să ceri acordul șefului de la județ.
sau șefului DNA. Nu v-a săturat de acest lucru. Ciodaru niciodată nu o să fie șeful județului. O să fie reprezentantul... Dar nici nu există șeful județului. În acte nu. În acte nu. Dar eu cred că dacă ne aducem bine aminte, trebuie să mai ne prevalăm și de lucrul acesta. Domnul Ciodaru, când nu știu cât la sută dintre primari sunt semi-analfabeți funcționali, îmi asum ceea ce spun. Da? Normal că au acea percepție de slugă care cer acceptul jupânului. Despre ce vorbim? Ah, deci șeful nu e, șef, de fapt e jupân, am păi înțeles. E jupân. Eu am folosit un termen care îl găsim în Dex, șef. Nu știu, jupân este în Dex? Cred că este. Cred că are o conotație puternică. Ciodaru niciodată nu o să fie șeful, jupânul județului, pentru că eu îmi doresc să fiu reprezentantul județului. De ce vă spun acest lucru? Ați trăit-o și dumneavoastră ca locuitor al județului Hunedoara și o trăim toți în zilele noastre. Dacă este o nevoie strigentă pentru comunitatea din care faceți parte, iar jupânul nu este de aceeași culoare politică cu jupânul de la județ, jupânul local nu va primi bani. Corect? E, Ciodaru tocmai de-aia vrea să fie reprezentant. Dar jupânul local ar trebui să scrie proiecte europene și să-i dea jupânului de la județ peste nasuc. Cum era termenul? Ar trebui. Ar trebui. Ar trebui, ar trebui. Tocmai de asta vreau să spun. Ciodaru o să fie reprezentantul. Pentru că eu nu vreau să-i conduc. Logica unui șef trebuie să vadă administrația la nivel macro. Niciodată, să știți că Ciodaru nu e perfect și nu vreau să fiu perfect. Eu mi-am făcut școala la timpul meu, mi-am făcut studii la timpul meu, am în jurul meu o echipă de specialiști și mă bazez pe ceea ce spun ei. Bă, dacă Ciodaru le-ar ști pe toate, și vedeți asta în zi de zi, când jupânul, șeful, le știe pe toate, când te duci la el, tu ca și specialist, și dai o soluție tehnică, că tot o să vedem candidații în momentul de față, când o să vină cu propuneri, ce vor face pentru județ, o să vedeți. Facem 5 km de drum, 7 de apă. E clișeu din 4 în 4 ani. Da. Ciudarul nu vine să se spună lucrul ăsta. Și știți de ce? Dintr-o normalitate. Pentru că este obligația președintelui de Consiliu Județean să asigure un echilibru la nivel de județ, ca nivelul de trai să fie echilibrat. Păi dacă punem harta acum a județului Hunedoara, veți vedea așa. Partea de Deva mai sus decât Valea Jiului și partea de Valea Jiului mai jos decât Deva. Ciodaru, în prima fază, când va ajunge... Dar ce, domnule, acolo, județul Valea Jiului? Că nu înțeleg, adică ce tot timpul comparațiile astea între partea de sus a județului cu partea de jos? Tocmai de asta... Nu fac parte din aceeași unitate administrativ-teritorială. Este aceeași unitate administrativ-teritorială, dar de-a lungul timpului au fost niște perioade în care au fost vitregiți. Nu spun că Valea Jiului sau că Deva, ci eu spun așa, repet. Când unii, când alții. Ciodaru va avea un cântar și va fi echilibrat în alocarea de sumele de la bugetul Consiliului Județean, indiferent de culoarea politică a primarilor din tot județul. Pentru că, dacă îi văduvim în continuare că nu ești de aceeași culoare ca mine, s-ar putea ca depopularea să fie mai masivă, și cu siguranță așa va fi, acolo unde nu este sursă de finanțare. Păi, repet, când se împart banii, dacă n-ai aceeași culoare cu... Cum îi spuneți? Jupânul. Să nu uit termenul ăsta. Să nu, de fapt, nici nu vreau să mă obișnuiesc cu el. Cu jupânul. Credeți că vă dă cineva? Nu. Ciodaru garantează că va fi echilibrat și nu va ține cont de culoarea politică. Și de ce? Nu suferă jupânul ăla local, ci suferă populația de acolo. Și când am mers acum la ei, sunt localități în județul Hunedoara, nu dau nume, care au proiecte europene foarte mari în derulare. Dar oamenii de la satele aparținătoare, să știți că nu au apă, nu au canalizare. E cam greu. Tocmai de asta am avut ocazia, în ultimii 3 ani de zile... Păi da, da, avem master plan. Și ce să fac cu master planul? Ce să fac cu hârtia asta? Pe mine mă interesează ca nivelul de trai al locuitorilor să fie cel puțin decent. Iar apoi investim în alte zone. Revenind, am avut ocazia ca în ultimii 3 ani de zile să fac parte din echipa unui primar care nu a făcut administrație pentru voturi. Așa. Am văzut... Și cred că am mai spus lucrul ăsta, dar început nici eu nu înțelegeam. De ce te apuci să faci o investiție într-o zonă unde sunt 3-5 case, cum povesteam, și nu faci în centru unde sunt 2000 de oameni? Ca să înțeleg și lucrul, mi-a explicat pe cuvintele mele, de începător în administrație și în politică, administrație locală, eu făcând până atunci administrație publică la Universitatea din Petroșani, în nivel universitar. Și mi-a spus, nu fac lucrul ăsta pentru voturi. Rolul meu, ca și primar, ca și manager al orașului, ca și administrator, ca și gospodar, este să aduc la un nivel de trai pe toată lumea, iar apoi putem să facem infuzie de capital, ca să folosim termenul acesta, putem să facem investiții în zonele centrale pentru a ridica mai mult confortul acolo.
De atunci m-am limpezit ce înseamnă și județul Hunedoara, asta trebuie făcut în momentul de față. Să-i aducem pe toți la același nivel. Iar președintele de Consiliu Județean poate să facă lucrul ăsta. Și repet, când nu poate să o facă, vor veni la dumneavoastră cu fluturași, cu promisiuni, repet, canalizări, apă, drumuri, cele mai bine. Uitați-vă să vedeți dacă am acolo canalizări, apă sau drumuri. Și eu vă spun un singur lucru. Acolo am și unul în față. Dacă vă uitați, singurul lucru pe care pe mine mă interesează este să redau încrederea și siguranța tuturor hunedorenilor. Pe mine asta mă interesează în momentul de față. Pentru că hunedorenii nu mai au încredere în administrație. Iară se ducă ei acolo, iară și împart ei. Nu, Ciodarul va împărți cu ei. În funcție de doleanțele lor, Ciodarul îi va asigura că vor primi atunci când au nevoie strigentă. Vă rog. Frumos. E adevărat, nu vă ziceți aici nici că faceți drumul, nici că faceți apă, nici că faceți canal, nici că veți construi spital. Două secunde, că n-am întrebat. Acum, mi se pare inteligent fluturașul ăsta și vreau să vă spun și de ce. Pentru că dacă îmi spuneați că faceți spital, vă întrebam cum, cu ce bani. Dacă îmi spuneați că faceți canalizare, întrebam de unde bani. Așa n-ați promis chestia asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar mi se pare inteligent. Dar, mergând mai departe, pentru că ceea ce am spus n-a fost o întrebare, îmi spuneți aici că veți reda încrederea și siguranța și că veți gestiona responsabil resursele și imparțialitatea în alocarea fondurilor. Bun. Ca să gestionați responsabil resursele, ca să fiți imparțial și așa mai departe, lucrurile astea nu le veți putea face singur, că nu sunteți jupân. Și aveți nevoie de o echipă. Ce echipă aveți dumneavoastră? Din punct de vedere, există, din punct de vedere al echipei la Consiliul Județean, Pro-România vine cu o echipă completă de 40 de propuneri și pe acest subiect, înainte de a se depune listele, partidele mai vechi făceau glume că Pro-România e un partid atât de mic, dar nu și-a dat seama că sunt și oameni mari acolo, nu o să reușească să închidă lista. Surpriză! Pro-România a închis lista cu 40 de candidați. Surpriza urmează acum, cu o medie de vârstă de 42 de ani. Media de vârstă între candidații Pro-România la lista de Consiliu Județean este de 42 de ani. Revenind, din cei 40, am reușit ca pe tot spectrul, pe toată area județului Hunedoara, să împărțim candidați din zonele de referință. Și anume, am împărțit, teoretic și ipotetic, județul în trei zone. Ceea ce mi s-a părut corect din acest punct de vedere. Și de ce spun în trei zone? Ca reprezentativitate. În sensul că, din Valea Jiului, pe lista de Consiliu Județean, sunt 13 candidați. Din 40. Asta înseamnă o treime. Pentru că și numărul de populație în Valea Jiului este peste 130 ceva de mii, reprezintă o treime din populația județului Hunedoara. Așa. Am venit mai departe în zona Hațeg, Călan, Hunedoara, unde sunt o altă treime din punct de vedere al numărului de locuitori, sunt tot 13 reprezentanți. Iar în zona aceasta de nord, de Vasimeria, Gioagiu, Brad, sunt 14, pentru că sunt puțin peste, peste 180 de mii de locuitori. Tocmai de aia am căutat să fim echilibrați. Venind mai în amănunt, am pus oameni care au avut experiență și au expertiză în domeniile lor de activitate. Oameni reprezentativi. Mergând mai departe, primii 7 de pe lista din 40, am gândit cum putem noi să reprezentăm cât mai bine județul, chiar dacă teoretic era împărțit în 3. Și atunci am mers, ca și reprezentativitate, pe vechile colegii electorale de la Camera Deputaților. Și anume, din Valea Jiului, chiar dacă sunt 13, sunt din două zone, în sensul că primii 7, pe locul 1 sunt eu, care reprezint partea de zona Simeria-Gioagiu. Așa. Pe locul 2 este Dorin Gligor, care reprezintă partea de Deva. Pe locul 3 este domnul Marian Coltescu, care reprezintă de partea de Vulcan Lupeni-Uricani. Coltescu, fost lider sindical? Nu, Coltescu. Nu. A, Coltescu, da. Am fost consilier județean. Pe locul 4, Adi Zvâncă, din Valea Jiului, care reprezintă partea de Petroșani, Petrila Aninoasa. Pe locul 5, doamna Dana Cioară, care reprezintă partea de Hațeg. Pe locul 6, Cristi Vârdea, care reprezintă partea de Brad. Pe locul 7 este Cristian Grigoraș, care reprezintă partea de Hunedoara.
n-are rost să mergem mai departe, dar am încercat să fim echilibrați din acest punct de vedere, pentru că s-a constatat de-a lungul timpului, să vedeți o altă idee, un alt mod de abordare politică și administrativă, nu sunt primii prietenii lui Ciodaru și sunt toți din Simeria. Așa se practică, ați văzut și noastră. Până acum se practica, pentru că din anul 2020 se va schimba optica. Și s-a schimbat deja, a început să apară aceste schimbări și reacția locuitorilor la modul nostru de a face campanie electorală și prin prisma faptului că nu că nu ne uităm la ceilalți contracandidați, dar nu intrăm în jocul lor de a ataca sau ceva. Noi ne facem jocul nostru ca și o echipă de fotbal. Noi avem strategia noastră prin care vrem să promovăm ce facem noi și cum facem noi și ce echipă avem. Restul să-și facă treaba. Dar asta nu înseamnă că în contextul în care dacă contracandidații vor arunca vor spune de rău despre noi și nu au argumente, nu vom reacționa. Asta mi se pare normal. Și atunci, noi am considerat că avem echipa câștigătoare pentru Consiliul Județean. Există, în afară de consilierii județeni care sunt pe listă, există și o echipă de specialiști care nu se regăsesc pe lista de Consiliul Județean. Pentru că trebuie știut acest lucru. Ciodaru, când ajunge președinte de Consiliul Județean, nu de mâine vine și dă afară oamenii. Se practică lucrul ăsta, pentru că sunt ai partidului X și Y. Ciodaru, ca și manager, nu este pus acolo să rupă echipe care lucrau bine sau mai puțin bine, pentru că nu există pădure fără uscături. Ciodaru va avea rolul să pună omul la locul potrivit în Consiliul Județean. Serios? E obligatoriu. Nu se mai poate ca din 2020 să mergem pe vechea politică și administrație. Este Dorme, și vine la mătală un prieten și zice, hai domn președinte, am și eu o rugăminte, am o rudă, am o fată competentă, băiat de treabă, ajută-mă și pe mine cu un post la Consiliul Județean. Ce faceți? Depinde, în postul Paștelui poate, dar nu în post administrativ. Repet, la Consiliul Județean, din 2020, repet, din 2020, va fi transparență. Ok, dar ce până acum n-a fost? El a mai blurat, nu știu dacă era transparență. O transparență mai opacă. Și nu mă refer, să nu facem confuzia că mă refer la ultimii 2, 3, 5, 7 ani. Mă refer de în ultimii 30 de ani. Pentru că am mai văzut această anatemă prin care, da, domne, în ultimii 4 ani încerca cineva să spună, nu, să ne uităm ce a fost și până acum 8 ani și acum 12 ani. Pentru că să nu există în spațiu public problema, domne, județul Hunedoara în ultimii 3 ani nu a atras fonduri europene. Dar câte fonduri europene a atras și înainte? Și Ciodaru niciodată nu își va lua acest cum spuneați, de jupân, termen de jupân, și să spună, domne, eu ca președinte de Consiliul Județean, cât am fost eu, am atras fonduri europene în valoare de X lei. Nu, să știți că nu Ciodaru scrie proiectul ăla, ci echipa din Consiliul Județean. Asta vreau să mă întreb, cine e domnule Ciodaru ăsta? Că tot zice aici de el, zice că e cavalerul luminii, hunedorene, salvatorul, nu știu ce. Asta vreau să spun. Ciodaru este un om care are obligativitatea prin prisma funcției de președinte de Consiliul Județean să facă management administrativ la nivel macro. Atunci când echipa de cei care scriu proiecte europene și le implementează, Ciodaru trebuie să spună, echipa aceasta a scris proiectul și a absorbit fondurile. Că vremelnic sunt pe funcție, ok, dar trebuie scos în față omul care muncește. Eu m-am săturat când eu fac ceva bine și colegul e ruda cuiva, el să fie lăudat că face parte din echipa asta și eu rămân acolo sumas. Nu mai vreau asta. În județul Hunedoara din anul 2020, nu, asta pot eu să garantez că nu o să mai fie lucrul ăsta. Și vă regăsiți în multe lucruri și vă dați seama când mulți fac treaba asta. Nu mai vreau. Am trăit prin ele, am trecut prin ele, prin aceste lucruri și tocmai de-aia nu vreau să se mai întâmple în județul Hunedoara aceste inepții, aceste inegalități. Da, e interesant. Dar de la voință la putință cât? Dom'le, și vă spun așa, credeți că am nevoie de acordul celorlalte partide să pot să fac lucrul ăsta? Asta îmi povesteau locuitorii județului Hunedoara. Am nevoie de acordul lor ca să fiu reprezentantul locuitorii județului Hunedoara. Nici de cum de acordul celorlalte partide. Pentru ca să ajung să pot să discut cu celelalte partide, locuitorii județului Hunedoara trebuie să vadă cine îi reprezintă. Iar eu asta fac. Prezint pro-România. De asta spun. Putință, din punct de vedere a implementării proiectelor. Hai să vă spun să luăm pe Ciodaru uninominal. Pentru că mi-aș dori să fie, repet, în continuare, președintele de Consiliul Județean, să fie în ziua votului,
să se gândească locuitorii că trebuie votat ca și primarul. E bun gospodar. Ce a făcut până acum? Cum a făcut până acum? Merită? Ce vârstă are? Eu sper ca la o anumită vârstă și eu și dumneavoastră să nu mai fim nevoiți să facem politică. Eu sper că la 60 de ani stau cu nepoții, îmi doresc lucrul ăsta. Cred că și dumneavoastră nu o să doriți să stați aici până la o vârstă mult mai înaintată. Și sper ca lumea, locuitorii județului Hunedoara să uite ce a făcut Ciudaru până acum. Cine a fost Ciudaru? Faptul că am fost cadru didactic asociat la Universitatea din Petroșani. Faptul că am fost director general administrativ. Faptul că am condus proiect european. Cred că, în delegitimitatea, că ceea ce spun este și adevărat. Și cunosc foarte bine. Faptul că am fost consilier județean în două mandate. Faptul că am inițiat proiecte în aceste mandate. Proiecte care, la momentul respectiv, echipa și le-a asumat. A, deci n-ați ridicat doar mâna acolo. La votați avut și proiecte. De... Nu, sunt și proiecte. Și dacă ne uităm în... Ne uităm în presa scrisă la momentul respectiv, să găsesc. Le-am eu pe toate, le-am adunat. De ce le-am adunat? Pentru că am vrut, din toate emisiunile, din toate materialele, să învăț să evoluez. Sunt unul dintre cei mai aspri critici ai mei. Pentru că vreau, dacă eu mă pretind că îmi doresc această funcție, prin a mă prezenta oamenilor, trebuie să fiu un model. M-am săturat de politicieni și de oameni care se pretind că fac administrație, care după ce pleacă de la o întâlnire cu oamenii, hai, o mai lasă și pe ăștia. Nu, eu sunt unul dintre ei cei care nu fac treaba asta. Și n-am făcut niciodată. Am înțeles. Domnule Ciudaru, am cam ajuns la finalul emisiunii. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio și să vă întreb așa, pe final de emisiune, ce le transmiteți celor care se uită la noi? Pro-România este echipa tânără care face parte din acest angrenaj administrativ și politic și s-a înscris în această competiție electorală. În Pro-România sunt persoane, oameni, ca și voi, ca și noi, care și-au făcut studiile la timpul lor și doresc să schimbe destinele acestui județ. Dacă v-ați săturat ca de 30 de ani aceleași partide și același rezultat și copiii au plecat și vă doriți o altă administrație, nu politică, o administrație corectă, coerentă și predictibilă, generația tânără, o altă generație, o reprezintă Pro-România. Mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc succes. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, Dacian Ciudaru, candidat din partea Pro-România la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, de fapt Iulian Dacian Ciudaru, a fost invitatul nostru, sunt Adrian Simeon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bună, numai bine.